Astăzi are loc a doua zi a Congresului Partidului Comunist Chinez aflat la guvernare. Se așteaptă modificări ale Constituției și un al treilea mandat al liderului chinez Xi Jinping. Cum ne vor afecta aceste schimbări, ne spune expertul în relații internaționale, Miroslav Tașcu. Stavre, bună dimineața! Bună dimineața! Domnule Stavre, China se pregătește de ofensivă de comunicare publică pe planetă. Care ar fi primele linii de mesaje pe care le va aborda Xi Jinping după ce va câștiga acest mandat? Da, vedem deja un program pe care Xi Jinping îl impune cumva Partidului Comunist și care are, nu are nimic spectaculos. Cumva ne spune că dacă Taiwanul va încerca mai mult decât încearcă acum, adică un tip de autonomie, armata va face ordine. Ne mai spune totodată că China își dorește un loc la masa țărilor puternice și ofensiva asta se va duce nu doar pe plan economic, ci și în plan politic. Se vorbește foarte mult în documentele partidului de ideologie, de această formulă de a împăca socialismul cu o mână de fier sau din ce în ce mai autoritar cu economia de piață. Ce mai vedem? Vedem practic de la Mao Zedong încoace o consolidare a puterii liderului de la Beijing. Practic ar fi primul președinte care are trei mandate. Știm foarte bine că în 2018 a fost niște modificări ale Constituției, sunt schimbări ale Constituției și în acest congres și practic Xi Jinping devine cel mai important lider al Chinei. Sunt practic trei funcții pe care le deține, cea de secretar general, cea de conducător al forțelor armate, dar și de președinte. Dar putem vedea o diferență dintre comunismul chinez de acum și cel pe care îl știam noi de acum 30 de ani? Putem vedea, de altfel, în ultimii ani și dacă se va reconfirma în funcția de secretar general și președinte, o consolidare cumva a puterii de la China și transformarea cumva sau continuarea transformării într-un regim cu mână de fier, un regim autoritar. De altfel, vedem începuse discursul Xi Jinping cu chestiunea COVID-ului și știm că această chestiune a fost folosită, cel puțin în Hong Kong, pentru a-și întări autoritatea. Nu ne așteptăm la schimbări substanțiale. Pentru domnia sa e important să fie reconfirmat și probabil că în anii care vin vom vedea mai degrabă adevărata față, nu a ideologiei și a modului în care liderul de la Beijing își dorește să conducă China. În urma unor declarații vedem cum China își sfătuiește cetățenii să se retragă din Ucraina. Doresc să vă întreb ce înseamnă asta în contextul relațiilor cu Rusia? Da, China a fost extrem de ponderată în acest conflict. Dacă într-o primă fază a conflictului era cumva sau părea să a abținut în Consiliul de Securitate, lasă cumva Rusia în offside și relația privilegiată pe care o au, cred că se va transforma ușor-ușor într-o relație de dependență în care China câștigă. De altfel, în zona Extremului Orient, interesele celor două puteri nu concură, ci mai degrabă sunt divergente. Domnule Stavre, vă mulțumesc pentru prezență și pentru opinie. Mulțumesc și eu.